Simțim de la dumneavoastră nevoia celei de-a doua părți a analizei și discuții pe care noi am inițiat-o. Și anume, modul în care încercăm să facem o injecție financiară în primării și implicit județului nostru, atunci când sunt proiecte la care finanțarea este de 5 sau 2%. Vreau să vă rog frumos să urmăriți cealaltă parte. 95 sau 98% din suma pe care ar urma să o primărim, să o primim noi ca și județ. Care înseamnă locuri de muncă, lucrări efectuate și așa mai departe, conform necesităților noastre. Așadar, aș simți nevoia unei analize și a unei strategii cu privire la cofinanțarea unor proiecte care au fost câștigate, care se află în derulare și care ar fi pe beneficiul nostru a tuturor. Mulțumesc!